Hai să luăm acum un speedbump cu 40 de km pe oră. Doamne, și cât de bine a absorbit șocul. Este o suspensie pe care nu o să o vezi pe multe mașini în acest segment de piață. Ok, haideți că m-am rătăcit. Mi-am blocat mâna. Deci că mi-am blocat mâna. A trecut 13 ani de când DS a apărut în gama lui Citroen și 8 ani de când Zeița a coborât din ceruri pe cont propriu. Și zic Zeiță pentru că DS în franceză chiar asta înseamnă, Zeiță. Astăzi testăm DS3 facelift. Teoretic e modelul de bază de la producătorul francez, care e gama de lux de la PSA, de la Peugeot, Citroen și așa mai departe, un fel de Lexus pentru Toyota. Vorbim un pic despre aspectul exterior, interior, mergem la o mică plimbare, facem testul de frânare și testul de accelerare, pentru că eu sunt Silvian Irimia și voi vă luați un nou episod marca AutoVantage. Un DS3 pleacă de la 32.000 de euro cu TVA, iar această mașină pe care noi o testăm și are cam tot ce se poate pune pe ea, are un preț de listă de 41.000 de euro cu TVA. Și dacă și voi vreți să vă cumpărați un DS nou sau orice altă mașină nouă și vreți să vedeți cât timp, câți bani sau câtă bătaie de cap salvați, este simplu, doar intrați pe platforma noastră AutoVantage, plasați o cerere de ofertă. Cel mai scurt timp cu putință, dealerii noștri parteneri vor reveni pe e-mail cu răspunsul la ofertele voastre și de acolo alegeți ce vă poftește inima, ce vrea sufletelul vostru. DS3 este făcut pe platforma EMP1, adică aceeași platformă și cu Peugeot 2008, cu Opel Corsa și încă alte modele din cadrul PSA. Ok, dezbrăcate de haine, poate că e la fel cu modelele astea, dar are un design atât de unic și păstrează ideea asta de hexagon, diamant și pe exterior cât și pe interior, dar o să vedem pe interior acolo mai multe detalii și așa mai departe. Avem aceste faruri LED care pot să zici că seamănă un pic cu cei de la Peugeot cu colții aia, dar în același timp au și propria personalitate, știi, că pare așa ca o lacrimă. Dar nu cred că plângi când îți iau o mașină de asta. Sau plângi? Mă rog, știm că deja farurile de la DS, blocurile optice sunt de cele mai spectaculoase, dar asta putem să vedem mai mult pe modele mai avansate. Avem o gardă la sol de 17 inci, o chestie foarte tare pe care nu o vezi aproape deloc pe segmentul ăsta de piață, mânere incorporate în caroserie. Deci uitați cât de premium și cât de mișto arată. Bine, nu sunt neapărat cele mai premium, că sunt un pic plasticoase, dar este un nice touch, ca să zic așa. Avem jante de 18 inci, minimul este de 17, maxim de 19, iar pneurile au o dimensiune de 215x55x18. Se numesc Nisa, jantele, și sunt frumoase. Și atât. Mai departe. Ușile acoperă pragurile, deci nu te vei murdări, dar ce nu-mi place la partea de lateral, e o chestie diferită, înțeleg, atrage atenția, dar de ce? Deci gândiți-vă, asta e fața mea și ăsta e nasul meu, care oricum este absolut gigantic și mai e și strâmbit și că e transfăgărășanul, dar pe bune, gen, ai fața asta frumoasă și pe aceea vine un nas care strică tot. Deci fix așa e și DS3. Știi? Spatele este foarte, foarte atrăgător. Aproape sexy, ca să zic așa. Adică aici, chiar dacă nu avem o bandă LED, îmi place foarte mult cum unește banda asta blocurile optice și scrie DS Automobiles. Adică e foarte, mi se pare că e foarte elegant, chiar și cu logo-ul ăsta DS. Nu știu, îmi place la nebunie cum arată. Ok, astea sunt foarte, foarte ieșite în evidență. Adică apreciez că sunt niște evacuări reale, dar tipsul ăsta așa din crom sar foarte mult în evidență și mai ales de la distanță, fiind și foarte înălțat, se văd urât din punctul meu de vedere. Încă o chestie neplăcută, sau cam cea mai neplăcută chestie, faptul că avem un portbagaj ce se acționează manual. Dar nu e foarte normal, pentru că de aici îl deschizi, de unde se murdărește, de unde ai bara protectoare și o chestie neremontă și pe aceea tot... De ce? E complicat degeaba, efectiv. Probabil cea mai mare buză de încărcare din industria auto, un lucru destul de enervant, și avem un volum al portbagajului de 340 de litri. Dar totodată, dacă stăm să ne gândim ce rivali sunt în acest segment de piață, DS3 chiar stă bine din punctul ăsta de vedere. În spate, sincer, nu mai am ce să vă arăt în afară de o podea falsă, nu ca foarte multe lucruri. Bagheta nu se poate rabata din portbagaj, deci trebuie să ne mișcăm piciorușele. Mergem aici în spate. Observ că de câteva review-uri mereu mă lovesc de ceva. Venim aici în spate, rabatăm frumos. Aceeași clasică problemă, centura a rămas în spate. A, vedem că nu e deloc o suprafață plană de încărcare. Din nou, un lucru enervant, este foarte greu să încarci ceva mai voluminos și ceva mai greu aici. Și pe aceea, când ai bancheta în spate, a dispărut centura, nu mai poți să pui centura, ai făcut accident aici și prin parbriz. Bun, deci prima dată când o să te urci într-un DS3, sau cel puțin pentru mine așa a fost, o să fie așa un pic confuz la început, pentru că sunt multe chestii puse
atât de unic și diferit față de orice alt producător, chiar și din grupul PSA. Ok, în același timp avem același schimbător de la modelele Peugeot mai vechi și asta e un lucru neplăcut. Dar, în rest, interiorul este dominat de ideea asta de forme hexagonale, forme de diamant, știi? Și îi dă și mai mult un feeling de premium. Adică, de exemplu, unde mai vedem toate controlele de la... Mă rog, mai sunt modele unde vezi toate controlele de la geamuri puse pe mijloc. Dar aici sunt făcute într-un mod foarte premium. Mă rog, nu e bine să zici foarte premium, dar e diferit și plăcut. Adică, mie îmi dă așa un feeling, un vibe de o mașină de curse, știi, cu toate butoanele astea așa pe centru, zici că ești într-un McLaren, ca să zic așa. Și ok, la început o să fie un pic anapoda, dar când o să te obișnuiești o să vezi că sunt foarte intuitive. Avem aici butoane cu touchscreen, climatizare, încălzire în scaune, media, sisteme de asistență, navigație, telefon, care din nou pot părea un pic confuze la început, dar te obișnui cu ele. Ce apreciez? Butonul de start-stop, așa pus frumos în romb, arată elegant. Nu știu, e plină de eleganță mașina asta, știi? Mai sunt și chestii mai puțin elegante, adică cum a fost pus mânerul pe ușă, știi? Tu când vrei să închizi ușa, e foarte napoda să pui aici mâna sus, adică nu e deloc intuitiv și natural și mereu o să tragi de buzunară ușii, care din fericire e destul de zdravă încât să reziste la o tragere mai tare. Aici avem un spațiu foarte limitat și multe lucruri se vor pierde aici în spate unde trebuie să-ți rup un pic încheietura. Mi-am blocat mâna. Deci chiar mi-am blocat mâna. Da, cum spuneam, mereu mărnesc la filmări. Și chiar aici avem o tavă pentru că telefonul wireless, un port de USB Type-C, un port de USB Type-A și o priză de 12V, deci ai toate modurile de încărcare posibile. Wireless A, C, 12V, C, N, L. Suporturile de pahare clasice, normale, stabile, o cutieră destul de încăpătoare. Avem și asta, este o scrumieră. Da, e scrumieră. Adică o scrumieră. E o mașină fumată. Caune dintr-o piele foarte, foarte plăcută la atingere, o piele napa, cu forma asta specifică de S. Asta e așa, o coloană vertebrală. Chiar dacă pe partea superioară a bordului avem un material moale și plăcut la atingere și aici o piele cu niște cusături foarte finuțe, în partea de jos este un plastic foarte... Nu neapărat nașpa la atingere, dar neplăcut la atingere, adică e... Mi se și... M-am odorit de la plasticul ăsta. Da, ok, deci pe lângă că e un plastic ceva mai neplăcut la atingere, te și murdărești pe el. Trebuie să ne amintim că este modelul de bază, de entry level în gama DS, deci e... Nu e ieșit din normalitate faptul că e un plastic ceva mai tare în partea de jos și așa mai... Dar știm deja că la producători toată partea superioară a ușii e din piele, din materiale plăcute la atingere și materiale bune și partea de jos e lăsată așa, la voia întâmplării. E, totuși la DS materialele au fost integrate într-un mod mai interesant, adică se continuă, avem aici material moale, după aceea vine în zona asta de aici un material tare, după care coborâm și mai mult, avem iar un material moale și după aceea și mai jos e un material tare, știi, așa o descoperire. Una caldă, una rece, una caldă, una rece, una caldă, una rece. Și încă o chestie interesantă și diferită, nu mi-aduc aminte dacă am mai văzut vreodată la un producător treaba asta. Gura de ventilație este pe ușă și acolo și aici. Deci în afară de cele centrale, restul sunt puse pe ușă. Interesant. Și știm deja că sistemul de infotainment și hardware-ul, software-ul și așa mai departe sunt la fel ca și pe Peugeot și Citroen, cele din grupul PSA. În aceleași timp că dacă apeși cu 3 degete pe orice zona ecranului, acționează ca un buton de home. Totuși, la DS, pe lângă treaba asta, ai și un buton separat fizic de home. Știi că e tactile, touchscreen. A, și apropo, avem și sistemul audio premium de la Peugeot, de la grupul PSA, cu 12 difuzoare, numit Focal Electra. Carmen Electra. Da. Deschiderea ușii este foarte limitată, adică acum chiar cred că dacă vrei să intri cu un scaun de copil, bagaje mai mari și așa mai departe, o să ai câteva probleme. Și în același timp, că tot vorbim despre probleme, ok, eu pot să-mi dau un pic scaunul mai în față, dar totuși, uitați-vă cât de limitat este spațiul la genunchi. Eu deja acum mai fac masaj la coloana vertebrală la șofer, știi? Și în același timp și la cap, dacă stau în poziția mea dreaptă, da, nu e foarte, foarte confortabil și e destul de înghesuit aici în spate. Pe scaunul din mijloc cu tunelul ăsta median destul de înalt, trebuie să stai foarte, foarte strâns, știi? Și la fel și dacă mai sunt două persoane lângă tine, pentru că, din nou, cel din mijloc o să te turtească spre lateral și tu o să ajungi cu gâtul rupt la destinație. Ce mai avem aici? Nu avem o cotieră pentru scaunele din spate, avem un
mic spațiu de postare, o plăsuță aici foarte interesant pusă, buzunare în scaune care nu sunt doar niște plase, niște plase din acelea sunt făcute din piele și capitonate pe interior și un lucru plăcut. Pe ușile din spate, din nou, nu s-au postat aceleași materiale ca pe cele din față, este un plastic dur și screci aici în partea de sus, la mâner e destul de în regulă și în partea de jos este efectiv un spațiu de depozitare minuscul unde din nou o să-ți blochezi și o să-ți rup mâna. Sub hainele zeiței avem un motor 1, 2, 3 cilindri, benzină 130 de cai putere. Deci este același motor pe care l-ați văzut și pe Peugeot 408. Dar mai avem încă o variantă de motor termic și are aceeași putere, dar este un motor de 1.5 diesel. Deci dacă tu ești fan mai mult al motorului cu aprindere prin compresie decât acelor cu aprindere prin scânteie, poți să iei diesel, dar are aceeași putere. Și pe lângă variantele cu motoare termice, va fi și un e-Tense electric de 156 de cai putere. Deci aici avem 130 de cai putere, un cuplu motor maxim de 230 de Nm și nu am găsit un timp oficial pentru 0-100 și nici o viteză maximă, dar 0-100 putem să-l aflăm un pic mai târziu la proba de condus. Avem o garanție clasică de grup PSA și anume 4 ani sau 100.000 de km. Din punct de vedere al siguranței, DS3 a obținut doar 4 stele la Euro NCAP, la adulți având o protecție de 87% și la copii 86%, deci la capitolul astea stă bine, dar dacă vorbim despre sisteme de siguranță a avut 63%, iar protecția pietonilor a fost destul de slabă spre foarte slabă cu doar 54%. Bun, să plecăm și la drum cu DS3, cu zeița. De ce l-a pune din prima? Am pus-o după ceva greșit de fapt. Ok, da, mai întâi o să parcurgem așa un mic drum de țară, pentru că suntem un pic într-o zonă diferită de zona noastră clasică de filmare. În primul rând, camera de marș arier mi se pare că este foarte, foarte, foarte bună de vedere al clarității și al rezoluției, dar ce nu-mi place, vedeți, ea teoretic are un sistem de cameră 360, dar care e ideea? Ea începe să-ți arate ce e pe lângă tine și în față, în timp ce tu mergi cu spatele, pentru că din camera aia vede ce parte ai parcurs și îți apare aici pe cameră. Deci, practic, dacă tu ești într-o parcare, nu e foarte în regulă, pentru că nu o să-ți dai seama că ești într-o parcare strântă, că nu poți să faci atât de multe mișcări. Dar uitați, acum dacă dau cu spatele, o să vedeți cum se umple imaginea. E, exact. Deci este un sistem 360 un pic mai diferit și mai ciudat, ca să zic așa. Bun, haideți să vedem. Ok, deci când o suntem pe drumul de țară, mi se pare corect să începem să vorbim direct despre suspensie, care este foarte bună. Deci chiar este o suspensie foarte bună. E și mașina este antifonată foarte bine. Chiar nu am de ce să mă plâng, deci nu mă așteptam să fie chiar atât de bine pentru segmentul ăsta de piață. Tot am zis de antifonare și cât de bine izolează sunetul, ca să zic așa, de la suspensie, că nu auzi nimic în habitaclu. Mi se pare că atunci când accelerezi ceva mai tare și mai brutal, și chiar și când mergi destul de normal și doar ești un pic mai tare accelerația, tot ai un sunet puternic de la motorul pe benzină. Apropo, acesta, cum v-am spus, este 1.2 benzină turbo 3 cilindri, 120 de cai. Probabil că motorul diesel o să fie un pic și mai gălăgios, deci practic dacă vrei să n-auzi nimic în habitaclu, na, mergi pe varianta e-Tense, pe varianta electrică. Îmi place ce au făcut cei de la DS, pentru că dacă luăm așa singurul competitor pe bune la mașina asta, ar fi Audi Q2. Da, na, deja de la german te aștept să facă niște SUV-uri de-astea compacte care se simtă premium. Și din punct de vedere al consumului, eu eram mers cei drept doar prin oraș și la ore de vârf și pe 58 de km am avut consum 11,8. Vă dați seama că n-am mers neapărat foarte, foarte economic. M-am ieșit după aceea cu ea și prin afara orașului și dacă mergi, nu e aglomerat și e un drum cât de cât liber și mergi normal, poți să scoți consumuri de până la 8%. Ei au declarat ceva de genul că mixt ar fi 6 litri și că prin oraș poți scoți 7,58. Mi se pare un pic greu de crezut partea asta cu mersul prin oraș. Și ca o chestie interesantă, na, mereu când iau o mașină nu suport să merg cu start-stop-ul activat și cu lane keeping assist. Și am râs pentru că sunt foarte multe elemente pe care le vezi pe Peugeot și spun de Peugeot pentru că momentan nu am condus niciun Citroen. Dar atunci la Peugeot, tot așa, apeși pe logo ăsta cu mașinuță, dezactivezi start-stop-ul, ok. După aceea când vezi dezactivezi la DS Lane Keeping Assist, te întreabă: e sigur că vrei să faci treaba asta? Adică chiar ești așa de nebun și psihopat încât să mergi fără Lane Keeping Assist? Da, sunt.
Ok, chiar dacă nu are o intervenție foarte violentă, adică e o intervenție asupra volanului mult mai ok decât la alți producători, tot e o chestie enervantă. Transmisia este aceeași ca pe Peugeot, cea în 8 trepte și da, nici aici nu au fost făcute foarte multe modificări, adică tot e leneșe și mai ales când ai start-stop-ul pornit, de asta de aici am vrut să pornesc, atunci când l-ai pornit și vrei să pleci de pe loc, mama stat de mult să gândească, mai ales dacă ești într-o intersecție și trebuie să forțezi un pic, ca să zic așa, deci durează atât de mult și atât de leneșă. Și la fel și în modul normal de condus. Apropo, la această mașină avem 5 sau 6 moduri de condus diferite și mi se pare un pic exagerat pentru că, adică ai așa, ai sport, nu înțeleg de ce ai merge sport cu mașina asta, sincer să fiu, normal, eco, nisip, da, nisip, nămol și zăpadă, în condițiile în care e doar tracțiune față, adică chiar ai nevoie de asta pentru o mașină care nu este off-road? Eu nu cred. Ok, am zis că m-am rătăcit. Deci chiar m-am rătăcit. Nu știu unde sunt, nu știu unde vreau să ajung. Vizibilitatea este foarte bună. Adică foarte bună. Este fix cum ar trebui să fie pe segmentul ăsta. Adică oglinzile dimensiune normală, oglinda retrovizoare la fel, luneta mi se pare un pic prea turtită și adică e ciudat pentru că vine așa un pic în părțile laterale, e normală și pe aceea pe centru ai așa o mică umflătură, up, și îți ia un pic din vizibilitate, dar nimic de speriat. Ah, și încă o chestie amuzantă, claxonul, mi se pare că sună așa, claxon de dubiță. Dar rest are un look diferit și un pic interesant, adică este o mașină care va atrage atenția, mai ales în culoarea asta roșie pe care avem. Prin oraș, direcția este foarte agilă și mașina este foarte agilă, adică nu o să ai probleme, în același timp este și foarte relaxantă și că tot am spus de partea asta de relaxantă și la drum lung nu o să ai probleme, adică efectiv te simți foarte, foarte confortabil în ea, odihnit, singura chestie că nu e neapărat cea mai spațioasă mașină, adică nu o să fie, dacă mai pleci cu încă două persoane și ai 3-4 bagaje, acolo s-a cam terminat distracția, ca să zic așa. Am condus și cât de cât mașina sport pe un drum cu mai multe curbe și cu un drum mai virajat și se descurcă foarte bine, adică direcția este precisă. Dacă o pui în modul sport, clar că accelerația va răspunde mai repede, dar nu știu, mie nu se pare că merită să mergi cu mașina asta sportiv. Știi, e același motor ca pe Peugeot 408, dar caroseria asta fiind mai ușoară și mai compactă, nu se simte deloc submotorizată ca pe 408. Pedala de frână mi se pare că în anumite momente mușcă prea tare. Adică mi se pare că prea nu e momente progresivă și în regulă, dar mai are și câteva scăpări în care apucă parcă prea dintr-o dată, mai ales la viteze mari și te smucește un pic. Ia, haideți să luăm acum un speed bump cu 40 km pe oră. Doamne, și cât de bine, deci cât de 30 km pe oră, deci cât de bine a absorbit șocul. Da, chiar da. Este o suspensie pe care nu o să o vezi pe multe mașini acest segment de piață. Îmi place foarte mult volanul, cum se simte, adică este foarte, foarte ușor de manevrat, este ușor să-l apuci, e confortabil, adică nu ai probleme la drum lung dacă stai poziția normală de condus să-ți amorțească mâinile, să-ți obosească mâinile. Asta spun, partea de confort e foarte bine ce au făcut cu DS3. Divizia de lux de la grupul PSA și a dat foarte mult interes în partea de confort. La DS3 nu am găsit un timp oficial 0-100 și nici nu am găsit o viteză maximă. Viteza maximă, clar, nu o să putem să o aflăm astăzi, dar putem să vedem un 0-100, așa, de curiozitate. Tot e bine, deci punem mașina în modul sport. Ok. Așa încă o chestie, nu e ca la Peugeot să te încurce volanul să mai vezi nimic în display, adică de data asta e în regulă, vezi chestii și în display. Haideți să vedem dacă reușim să facem ceva cât de cât ok. Deci, haideți să vedem, 3, 2, 1 și... O, a plecat foarte bine, nu a simțit nici măcar un spin. Foarte bine, da. Ok, 100. Bun, deci timpul de 0-100, 10,6 secunde. Deci ne-am scos cu DS3 10,6 secunde. Diferența, adică cu Peugeot 408, din ce mi-aduc aminte, am scos 11,2 sau 11,3. Adică diferența este plauzibilă până la urmă. Bun, acum trebuie doar să mai facem testul de frânare în condiții de siguranță.
100. 100. Bun. Am făcut treaba asta, sincer. A ieșit foarte mult de pe trasă, de pe linia dreaptă. Adică am simțit cum a vrut să tragă stânga, după aceea a vrut să tragă dreapta și a trebuit să o contrabalansez, ca să zic așa. Deci nu a frânat fix într-o linie dreaptă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat, dacă s-au și registrat bine rezultatele. 4,17 secunde, 73 de metri. Nu cred că e regulă. Ce vreau să zic e că i-a luat ceva timp să frâneze, din ce am observat, dar nu atât de mult. Din punctul meu de vedere a fost undeva între 50 și 60 de metri. DS3 este o mașină captivantă, unică, frumoasă, plăcută și multe alte cuvinte de laudă, ca să zic așa. Și fără să fiu misogin sau să fac diferențe prea mari, mi se pare un automobil foarte potrivit pentru o persoană de sex feminin, mai ales și în culoarea asta de roșu metalic, care este absolut superbă. Acum, având în vedere că este un SUV compact de lux, mi se pare că e un segment care nu prea are ce căuta în industria auto din punctul meu de vedere, dar înțeleg și rostul în același timp, nu știu cum să explic mai mult. Dar oricum, dacă vreți un SUV compact de lux, mergeți și vă cumpărați această mașină pentru că este unică. Eu am fost Silvian Irimia, nu uitați de un like și un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage și pa!